Aeroportul a fost încercuit de polițiști, iar toți oamenii aflați la fața locului la acea oră au fost evacuați. Mă aflam cu lucrătorii la serviciu 1470 înăuntru, în sala de așteptare. Ne pregăteam pentru ruta de la orele 23:20. La un moment dat au apropiat doi polițiști, mi-au întrebat, ne-au rugat să ieșim afară din motive care noi nu le cunoaștem. Ne-au rugat să părăsim sala și să luăm toate mașinile care se aflau în parcare, să le luăm și plecăm deci mai departe puțin. Мы только подъехали, минут 20 здесь никак не можем попасть в здание аэропорта. Что сказали? Сказали, что заминировано вроде так. Individul care a alertat poliția a sunat de la un telefon mobil. În scurt timp, oamenii legii l-au identificat. Persoana care a telefonat a fost reținută, este un bărbat, se află în stare de ebrietate și și-a recunoscut vina, a recunoscut că el este cel care a telefonat. Ar fi, cred că, pornit un dosar de urmărire penal pentru huliganism. Dar rămâne să aducem persoana în comisariatul de poliție să ne clarificăm. Nici o cursă aeriană nu a fost anulată aseară în timp ce aeroportul era verificat. Avionul de la Moscova, programat la 23:40 de minute, a aterizat cu doar 10 minute întârziere. Cât ați stat în avion? 10-15 minute. Știați ce se întâmplă aici? Nu, nu. Ați fost informat? Nu, nu. Știați cu cineva? Da. Și? Ce știați? Nu știam nimic. Vă făceați griji? Nu. Pentru ce să facem griji? Știam că e alertă. Vreau unul care o servit, vreau 100 de grame. Și făcea de cap, cred că. Nu este pentru prima dată când au loc anunțuri anonime în ceea ce privește minarea unor obiective importante ale municipiului și ale Republicii. Ultima alarmă falsă cu bombă pe aeroportul internațional Chișinău a fost înregistrată în mai 2009.